Cum ar trebui să fie o fată îmbrăcată? Îmbrăcată. Îmbrăcată. Cum ar trebui să fie o fată îmbrăcată? Îmbrăcată. Să nu fie dezbrăcată. Atâta tot. Încolo, aranjați-vă frumos că sunteți frumoase. Deci, asigur, aș spune ceva vis-a-vis de biserică. Asigurați-vă că favorizați oamenilor o întâlnire cu Hristos, că nu le atrageți atenția. Aș face o precizare aici extrem de importantă. Faptul că eu refuz să cred că vreo soră să gândește ea să mă îmbrăc eu să se uite toți bărbații după mine. Nu-și propune asta, nu așa își propune ea. Dar asta nu te disculpă dacă nu ești îmbrăcat cum trebuie. Faptul că nu ți-ai propus să... Nu de-aia te-ai îmbrăcat indecent ca să se uite frate. Asta nu înseamnă că ești mai puțin vinovată. Tocmai asta trebuie să fie atentă. Știți că o soră și-o întreba bărbatul, zice, îmi stă bine? Și el i-a zis, un pic prea bine. Deci, îmbrăcați-vă în așa fel încât noi și toți să putem fi captivați de Hristos, nu de tine. N-avem timp să spunem cum suntem creați.